dintre cele mai vechi localități din Republica Moldova, orașul Rezina, este situat în partea de nord-est la 98 de kilometri departare de Chișinău, pe malul drept al râului Nistru. Prima atestare documentară a localității, casat Boieresc, apare într-un document din 5 februarie 1495, prin care Ștefan cel Mare întărește lui Toader Pisarul satul Rezina, vândut pentru 70 de zloți tătărești. Din document reiese că Toader Pisarul cumpără un sat pe Nistru la gura Rezinei, anume satul Rezina, de la niște veri ai lui și anume de la Donea, fata Nastei, nepoata Marinei, strănepoata lui Pan Negrea. Deci, satul este cu mult mai vechi, la începutul secolului XV fiind de acum proprietatea boierului Negrea, străbunicul, vânzătorului și cumpărătorului Rezinei de la 1495. Denumirea localității se regăsește în diverse legende. Cea mai cunoscută, povestea îndrăgostiților Rez și Ina, care au sărit în apărarea satului de tătari. Rezina, ca toponim, spun savanții, a fost preluat de la numele râulețului Rezina, care pare să aibă la bază numele unei moșii, pe stăpânul căreia îl chema Rezan. Se presupune că locul de întemeiere a așezării ar fi regiunea Podului, care unește astăzi orașele Rezina și Râbnița, vatra Rezinei fiind acolo unde râulețul Rezina se varsă în Nistru. Peste ani, Rezina a devenit centru de voloste, apoi centru de plasă și în prezent centru raional, cu același nume. Orașul Rezina, cu suburbiile Ciorna, Stohnaia și Boșernița, fac parte din cele 41 de localități ale raionului Rezina. Din 50.000 de locuitori ai raionului, circa 13.000 locuiesc în centrul raional. Orașul Rezina este așezat pe trei terase formate din malul abrupt al Nistrului și unite cu trepte ce coboară din centrul urbei până pe malul râului. Situat la 3 km distanță de la gara feroviară Râbnița și 6 km de la stația feroviară Mateuți, orașul este traversat de drumurile de tranzit Orhei-Râbnița și respectiv Bălți-Șoldănești-Râbnița. Un pod rutier și altul feroviar care unesc orașele Rezina și Râbnița oferă o conexiune dinamică a transportului de pasageri și de mărfuri. Relieful regiunii dispune de resurse minerale de pietriș, nisip, lut, piatră și materie primă pentru fabricarea cimentului. În teritoriul primăriei Rezina activează circa 200 de agenți economici, cel mai mare fiind uzina de ciment, unul dintre cei mai importanți producători de cimenturi din regiune. Buna funcțiune a acestei companii generează parteneriate, afaceri și colaborări locale și internaționale. Micul business, circa 250 de titulari de patente de întreprinzător, prestează servicii și practică comerțul cu amănuntul. În oraș activează două întreprinderi municipale și un incubator de afaceri. Două instituții mass media activează la Rezina mai bine de un sfert de veac, postul regional de televiziune Elita TV și publicația săptămânală Cuvântul. Infrastructura socială a orașului include două licee teoretice, 5 grădinițe de copii, palatul de cultură, școlile de muzică, arte plastice, sportive, o școală profesională polivalente și biblioteci publice. 50.000 de pacienți beneficiază anual de serviciile Spitalului Raional Rezina. În oraș activează Centrul Medicilor de Familie, o piață comercială, gara auto, filiale ale 5 bănci comerciale, organizații neguvernamentale și confesiuni religioase. La Palatul Raional de Cultură și la Casa de Creație își desfășoară activitatea numeroase colective de artiști amatori, majoritatea purtând titlul de model. Se dezvoltă ofertele educaționale private și agențiile de turism.
Profilul turistic al orașului este favorizat de amplasarea localității de-a lungul malului Nistrului, pe o distanță de 13 km, în imediată apropiere aflându-se două rezervații peizajistice nistrene de excepție, Saharna și Țipova. Complexul monastic din satul Saharna se numără printre cele mai mari centre de pelerinaj religioase din Moldova. Iar mănăstirea din satul Țipova este cea mai mare mănăstire rupestră din țară, considerată și una dintre cele mai mari din Europa. Către 525 de ani de la prima testare documentară, în oraș au fost refăcute două monumente istorice distruse de sovietici, bustul regelui Ferdinand I și monumentul dedicat grenicerilor și eroilor români căzuți la datorie în Primul Război Mondial, basorelieful străjuit de un vultur la Vatra Rezinei. Prin contribuția rezinenilor, dar și a cetățenilor Uniunii Europene, cele trei terase ale orașului Rezina, treptele de conexiune a lor și podul de peste Nistru, la Vatra Rezinei, au fost conectate la un sistem de iluminat public ecoenergetic. La 525 de ani de la testarea documentară a localității, rezinenii își doresc noi zone de infrastructură și o viață mai decentă la ei acasă. Lucru să fie mai plătit, condițiile, cum s-ar spune, să fie mai plăcute, că doar și mulți pleacă cotari, dar datorită la ceea că bani sunt puțini. Vreau ca orașul Rezina în viitor să fie un oraș mult mai dezvoltat, cu mai multe oportunități și cu mai multe locuri de muncă, pentru nu a fi nevoit să plecăm peste hotare, dar să fim fericiți acasă. Vreau ca pe viitor orașul Rezina să fie un oraș mult mai dezvoltat, îndeosebi partea de jos a Nistrului, unde ar fi bine de construit un parc care ar atrage atât mai mulți turiști, cât și pe locuitorii orașului Râbnița și care la rândul lor ar aduce un venit orașului. În viitor îmi imaginez Rezina foarte dezvoltată economic, să avem mulți bani în buget și, ca aspect, poate să avem un escalator care ar uni toate cele trei regiuni. Dacă revenim la niște momente din trecut, eu aș vrea să văd la Rezina un târg contemporan. Rezina se găsește la răscrucerea unor căi comerciale și râul Nistru aproape și Râbnița. Să fie o desfășurare a activității comerciale cam așa cum s-a desfășurat după darea în exploatare a segmentului Slobodka-Bălți, segmentul căi ferate. Pentru următorii 5 ani ne propunem ca orașul Rezina să devină un pol de dezvoltare regională. În acest sens, organizăm un forum economic unde vom avea discuții cu toți partenerii de dezvoltare a orașului, cu agenții economici din teritoriul administrat. Miza este să elaborăm un pașaport investițional al orașului Rezina, să putem prezenta orașul ca o platformă investițională potențială, să identificăm soluții pentru a genera noi locuri de muncă mai bine plătite, pentru, normal, a genera impozite în baza cărora s-ar dezvolta localitatea. Cum va fi Rezina în viitor, ne va arăta timpul. Și o nouă carte de vizită a orașului, realizată în anul 2025, când vor fi 530 de ani de la prima testare documentară a localității.
La mulți ani, Rezina! Bună seara, rezineni! Suntem la 525 de ani a orașului Rezina, peste jumătate de mileniu. Această sărbătoare este acompaniată de fanfara modelă, Plai Nistrean, să-i aplaudăm! Rezina este o localitate pitorească, cu oameni frumoși la chip și la suflet, care pe parcursul anilor au scris istoria noastră. Sigur, localitatea Rezina este mult mai veche, însă acest prim document, semnat la curtea domnească a lui Ștefan cel Mare la 5 februarie 1495, pune doar începutul șirului de atestări documentare ale Rezinei. Și aici ne amintim de decretul regal din 1935, când Rezina obține statut de comună urbană. De anul 1940, când Rezina devine oraș. Această enumerare o putem continua ori în șir, pentru că istoria Rezinei timp de 525 de ani a cunoscut o mulțime de evente însemnate, tragice și fericite, prin care au răzbătut și s-au ridicat oamenii acestei palme de pământ. Însă acum vă propunem să revenim la prezent, timp în care ne regăsim prin diverse evenimente, fapte și procese sociale, care ne marchează istoria comunității noastre astăzi. Orașul Rezina acum îl vedem diferit, diferit dintr-o perspectivă mai pozitivă, deoarece a trecut prin diverse procese de dezvoltare ce nemijlocit au avut loc datorită contribuțiilor cetățenilor europeni. Cu susținerea financiară a Uniunii Europene, orașul Rezina și suburbiile sale se dezvoltă peste ani în alte dimensiuni, fie pe segmentul educației, cel al sănătății sau al infrastructurii urbei Rezina. Tot ceea ce ne oferă un trai mai decent nouă, rezinenilor. Pentru toate acestea, le mulțumim cetățenilor și statelor Uniunii Europene. Acum, avem onoarea să îl invităm în scenă pe primarul orașului Rezina, domnul Simeon Tatarov. Stimați locuitori ai orașului, dragi oaspeți, onoarea mea aparține mie să vă salut la acest eveniment frumos care ne-l propunem cu ocazia a 525 de ani ai orașului Rezina. Din negura vremurilor, prin legende, se vorbește despre o localitate pe malul Nistrului, pe cursul apei. Dar se vorbește despre oameni, se vorbește despre un efort depus de oameni pentru oameni. Și noi suntem acei care, după mai mult de jumătate de milenium, trăim în orașul nostru. Suntem acei care aducem un omagiu înaintașilor noștri, care prin efortul lor și înțelepciunea de care au dat dovadă la diferite răscruci ale vieții, au avut destulă înțelepciune ca să edifice, să construiască orașul, să formeze familii, să educe copiii și să duc faima despre noi, despre oamenii acestor locuri. Ați văzut ce spun tinerii. Ei vor ca în următorii ani orașul să devină mai prietenos oamenilor. Și dacă vor ei, noi suntem obligați să o facem. Avem parteneriate bune, frumoase, inițiate
cu diferiți parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova. Ori, despre rezină acum se vorbește la diferite ambasade care sunt prezente aici, la Chișinău. Dar noi trebuie să dăm dovadă de mai multă mobilizare. Noi trebuie să dăm dovadă de mai multă înțelepciune. Noi trebuie să fim mult mai prietenoși între noi și să ne promovăm pe noi. Viața este o competiție și în competiția asta, în interesul copiilor, nepoților, suntem obligați să câștigăm. Vreau să vă felicit cu această frumoasă dată, 525 de ani ai localității noastre. Vreau să vă doresc să fiți siguri sănătoși. De altfel, un om are succese fiind sănătos. Are planuri când are sănătate. Și nu în ultimul rând, să avem grijă noi de noi. Odată ce noi vom fi buni cu noi, orașul nostru are șanse la succese mari. La mulți ani! La mulți ani dumneavoastră și la mulți ani Rezina! Orașul se întinde de-a lungul malului Nistrului pe o distanță de 13 km, ceea ce oferă localității o posibilitate de a dezvolta unele ramuri ale economiei, precum transportul naval și, în special, industria turismului. În area geografică aflându-se rezervațiile peisagistice inedite, Saharna și Țâpova. Mănăstirile respective sunt vestite în țară și introduse în multe prospecte turistice europene. Centrul orașului este unit cu malul Nistrului prin mai lungi trepte, care coboară în serpantine printr-un masiv pitoresc împădurit. O sarcină de perspectivă este restaurarea lor pentru a servi și ca punct de atracție turistică. Toate acestea însă ar trebui completate și cu o infrastructură de prestări, servicii mai largă și mai diversificată. Puncte de alimentație publică, locuri de agrement, inclusiv plajă orășenească amenajată, popasuri turistice, parcări și dezvoltarea meșteșugurilor cu respectarea tradițiilor. Istoria nouă a Rezinei este strâns legată de dezvoltarea economică a teritoriului. Un imbold colosal în extinderea localității l-a avut construcția celei mai mari uzine de ciment din Europa, care astăzi se numește Lafarge Ciment Moldova. Cu ani în urmă, în baza uzinei au fost construite blocuri de locuit. S-a dezvoltat infrastructura orașului. Numărul mare de locuri a permis îmbunătățirea vieții populației. Acum, compania Lafarge, pe lângă faptul că este cel mai mare plătitor de impozite, că asigură locuri de muncă și salarii decente angajaților săi, conlucrează foarte mult în scopuri socioeconomice cu administrația locală a orașului Rezina. Pe această notă, administrația primăriei orașului Rezina aduce sincere mulțumiri societății pe acțiuni Lafarge Ciment Moldova și vine cu o diplomă de merit pentru înalta responsabilitate socială de care a dat dovadă această companie. Se invită în scenă directorul general al companiei Lafarge Holcim Moldova, domnul Ștefan Birău. Când vorbim de a construi, de a edifica, sigur că putem edifica cu cei care au experiență în domeniu. Asta înseamnă bunul nostru partener social, compania Lafarge Holcim Moldova. În persoana bunilor, parteneri și, îi pot spune, prieteni, domnul Ștefan Birău și domnul Sergiu Bobo, director de uzină. Mulțumim mult!
uzina de ciment, în oraș activează peste 72 de întreprinderi individuale, 5 societăți pe acțiuni, peste 170 de societăți cu răspundere limitată, 2 întreprinderi municipale, circa 267 de patentari, 2 instituții mass media și un incubator de afaceri. Rezina dispune de o infrastructură socială dezvoltată. În oraș activează 2 licee teoretice, o școală profesională tehnică, Palatul Raional de Cultură, Casa de Creație a Copiilor, Biblioteca Publică Orășenească, Spitalul Raional, Centrul Medicilor de Familie, 2 biserici ortodoxe, 3 biserici protestante și reprezentanțele aproape a tuturor băncilor din Moldova, Piață Comercială și Gară Auto. Rezina oferă tinerilor și copiilor oportunități de dezvoltare similare cu cele din orașele mari. Avem numeroase colective de dans, secții sportive la toate probele, cercuri la Casa de Creație a Copiilor, școală de muzică, școală de arte plastice și școală sportivă. În această zi nu putem să nu remarcăm truda pe care o depun educatorii, profesorii, învățătorii în domeniul educației. Aveți o misiune fără de preț, de a semăna adevăr și înțelepciune. Dumneavoastră sunteți cei care influențați destinele copiilor și contribuiți la formarea viitorului Republicii Moldova. Voi sunteți pilonii pe care se formează o societate educând generații și creând personalități. Dovada recunoștinței și recunoașterii muncii de instruire și educație se decernează cu diplome de merit, reprezentanții învățământului școlar. Doamna Anghelinici Tatiana! Și doamna Cibotar Valentina! Tot aici vrem să menționăm meritele doamnei Davidi Galina, director la Biblioteca Publică Raională Mihai Eminescu din orașul Rezina. O invităm în scenă. Și o facem cu un deosebit respect. Apreciem mult efortul depus de aceste trei doamne. Educația este în capul mesei, înseamnă că rezilienii sunt demni de toată onoarea. Și aceste diplome nu sunt altceva decât sunt o remarcă a activității la nivel de echipă a acestor două instituții deosebite la nivel de comunitate și măria sa, biblioteca, pentru că unde este carte, este viață, este inteligență, este cultură, este viitor. Vă mulțumim foarte mult părinților, elevilor și administrației publice locale că a luat atitudine și am revenit și noi în scenă învățământul. La mulți ani, Rezina! Un rol important în localitatea orașului Rezina a avut și o are medicina, care a dus la creșterea speranței la viața locuitorilor. În semn de recunoștință și grație, ținem să menționăm cu o diplomă de merit fosta șefa Spitalului Raional Rezina, doamna Maria Florea.
și actuala conducere a Spitalului Raional Rezina, doamna Nina Postu. Te rugăm să se apropie. Chiar astăzi, fiind la un panel de lucru la uzina de ciment, discutam cu un coleg de la PNUD, la Programul Națiunilor Unite de Dezvoltare, și m-a rugat să-i transmit salutări frumoase doamnei Maria Florea, cu care a avut o bună conlucrare, primăria fiind parteneră la implementarea proiectului Renovarea Secției de Boli Contagioase, Secția de Boli Infecțioase, care o cunoașteți toți. Cum a arătat și cum am izbutit să aducem finanțare din cadrul proiectului la Programul Națiunilor Unite de Dezvoltare și a fost dată în exploatare. Și pe calea aceasta, sigur, are Maria Florea prietene aici, îi transmiteți salutările cele mai frumoase. La Palatul Raional de Cultură Nicolae Lupov activează colective modelă. Ansamblurile de dans Floricica, conduse de Lupova Tatiana. Opincuța, condusă de Cernega Eugenia. Fanfara Plai Nistrean, condusă de Ion Stavinski. Și corala Doina Nistrului, condusă de maestrul Ion Scutelnic. Corala Doina Nistrului are o experiență artistică valoroasă de peste 30 de ani, înregistrând multiple câștiguri, fiind deținătoarea locurilor de frunte ale mai multor festivaluri la nivel raional, competiții republicane și internaționale. Pentru deosebite merite în promovarea culturii corale pe plan național și internațional, se menționează corala Doina Nistrului cu o diplomă de merit. Invităm în scenă conducătorul artistic și dirijorul coralei, domnul Ion Scutelnic. Tot aici vrem să menționăm aniversarea a 10 ani de la debutul fanfarei rezinene Plai Nistrean, condusă de Ion Stavinski. Prima evoluare a fost pe 5 februarie 2010, la împlinirea a 515 ani de la prima testare documentară a localității Rezina. De la fondare și până în prezent, fanfara Plai Nistrean are un șir de evoluări în cadrul spectacolelor de sărbătoare, a festivalurilor naționale și internaționale. În anul 2016 s-a învrednicit de premiul mare și trofeul festivalului Fanfara Argentie, ediția a 14-a din orașul Soroca. Prin activitatea sa de informare și de reflectare a vieții în dinamica dezvoltării sale, instituțiile mass media au devenit cele care, mai mult decât oricare altele, conturează mediul social în care omul trăiește și evoluează. Valența, conotația, valoarea, accentul logic al produselor mediatice sunt determinate în raportarea individului la realitate, în integrarea lui socială. Pe această notă de recunoștință venim cu o diplomă de merit jurnaliștilor locali, reprezentați prin Ziarul Cuvântul, Iascenco Tudor, Televiziunea TV Elita, Ana Golubenco, echipa Vocea Ta și redacția emisiunilor pentru tineri de la Elita TV,
care a realizat cartea de vizită a orașului Rezina pentru anul 2020, prezentată în debutul serii de azi. Aici este vorba de realizatoarea Proclamerul TV, Angela Zaharova, și elevele liceelor teoretice Olimp din orașul Rezina și Evrica, Adelina Goliș și Marina Zaharova. Ați observat, a ieșit o familie întreagă, un clan care s-a lansat în afacerea asta. A mediatizat tot ce înseamnă evenimente în localitatea noastră, mai mulți ani la rând. Este un efort care îl apreciem. Un rol important în evoluția spirituală a băștinașilor au avut ideile creștine susținute de enoreașii bisericilor și mănăstirilor de pe meleagurile rezinene. Aici vrem să mulțumim și să menționăm cu o diplomă de merit arhimandritul Adrian Baciu de la Mănăstirea Sfânta Treime din Zaharna pentru parteneriatul social pe dimensiunea spirituală manifestată față de comunitatea orașului Rezina. Îl invităm în scenă pe arhimandritul Adrian Baciu. Starețul Mănăstirii Zaharna Adrian Baciu nu se simte bine, are o problemă de sănătate și îi dorim însănătoșire grabnică, dar fiind apreciat de mulți locuitori a orașului ca un păstor bun al sufletelor noastre și îi transmitem încă o dată în sănătoșire grabnică și cu prima ocazie, sigur, va fi înaintată, transmisul, semnul de gratitudine pentru efortul care îl depune și pentru bunăvoința și omenie de care dă dovadă. Până în prezent s-au învrednicit de titlul de cetățean de onoare al orașului 17 personalități. Mai păstrăm amintirea luminoasă a Verei Gheorghiengu, medic, a lui Anton Duca, pedagog, Nicolae Lupov, maestru de balet, Mihail Maznic, constructor, Ion Lefti, profesor, Petru Nicolai, profesor, Tudor Malai, artist plastic, Teodor Țurcanu, dirijor de cor, Boris Vlăstaru, scriitor și jurnalist, Pavel Dolidovici, militar, Nicolae Ianșin, profesor, Sergei Spatari, constructor, Efim Rusu, inginer în construcții, iar alături de noi, cu exemplu și faptă ne sunt Petru Cojuhar, finanțist, Panteleimon Gavrilița, administrația publică locală, Nicolae Proca, profesor de istorie, grad didactic superior, Ion Perciun, arhitect. Acestor cetățeni ținem să le aducem sincere mulțumiri pentru aportul adus orașului Rezina și prin munca imensă depusă prin poziție activă și participare plenară și inspirată în viața social-culturală a orașului. Oameni harnici, onești ai localității noastre, au știut să păstreze și să transmită din generație în generație urmele lăsate de trecut, înveșnicindu-le în numele locurilor, podurilor, pădurilor, izvoarelor, dar și în legende și amintiri. Rezinenii păstrează cu sfințenie și cunosc istoria localității lor pe care o studiază la școală. Domnul Nicolae Proca, cavaler al Ordinului Republicii Moldova, care a scris prima monografie a localității. Să-l invităm în scenă pentru a-și împărtăși experiența acumulată în studierea și predarea istoriei a orașului Rezina. Muzica.
Muzicanții au interpretat această melodie foarte bine. Probabil că ei au știut că ăsta este cântecul meu preferat. Un moment numai că dacă mai continuau, puteam să încep să dansez de acum. Fiindcă, într-adevăr, un cântec care merită un dans frumos. E clar că nu pot să fac eu o lecție de istorie așa cum s-a pomenit aici. Voi menționa numai următorul moment. Dumneavoastră toți ați primit emblema respectivă și în oraș ați observat că alături cu drapelele Uniunii Europene a Republicii Moldova este și drapelul orașului. Ce vreau să menționez? În primul rând, atragem atenția la stemă. Ce este stemă? Stemă reflectă prin limbaj plastic trecutul și prezentul rezinii. Coroana morală cu trei turnuri vorbește despre faptul că Rezina este un oraș nu prea mare și locul care îl ocupă în ierarhia orașelor Republicii Moldova. Ca să fie mai clar, deci orașele mai mari, de pildă Orhei, are coroană cu 5 turnuri, iar municipiul Chișinău 7 turnuri. Deci Rezina, vă zic că este la început de cale mare în viitor. Cercul verde de culoare, cercul de culoare verde, hachi, se simbolizează că Rezina este bogată în materiale de construcție și la Rezina activează fabrica de ciment și totuși în același timp vorbește despre faptul că pe parcursul anilor Rezina s-a vestit prin carierele de piatră, cuptoarele de stingere a varului, piatra de calcar, adică materiale de construcție. În centru avem biserica Mănăstirii Răzană, adică la Rezina a fost la 1700 atestată Mănăstirea Răzană, care practic purta numele întemeitorul acestei localități, Răzană, despre care s-a vorbit. La poalele bisericii o fac și ondulatorie, asta e râul Nistru, râul dăinuirii și prosperității. În drapel, după cum observați, pentru ca să fie perfecționat ansamblul vexilologic, nu este aratată mănăstirea, deoarece avea să fie mult mai complicat și nu era necesar. Biserica Mănăstirii Răzană este înlocuită printr-o cruciuliță care vorbește despre trecutul istoric al baștinii noastre. Și în sfârșit, de acum această fașă și ondulatorii vorbește că Rezina se află pe malul Nistrului. De ce v-aș dori la sfârșit? Doresc ca peste un timp oricare, poate mai scurt, dar mai bine ar fi ca să fie timp cât mai scurt, ca în loc de coroană cu trei turnuri, la Rezina să fie o coroană cu 5 turnuri. Și dumneavoastră sănătate și toate cele bune! Mulțumim, domnule! Mulțumim, domnule Procă! Aplauze!
Fața dumneavoastră a evoluat corala Doina Nistrului, condusă cu mult talent și maestrie de dirijorul Ion Scutelnic. Merită toate aplauzele noastre! Onorată asistență! Stimați locuitori ai orașului Rezina! Cu ocazia aniversării de 525 de ani de la prima atestare documentară a localității, vă adresăm cele mai sincere felicitări și urări de bine. Prin munca de zi cu zi, an de an, timp de 5 secole, fiecare trăitor pe această palmă de pământ situată pe Mal de Nistru a pus o pietricică la edificiul comun, care a ajuns astăzi un oraș însemnat pentru țară. Ne închinăm în fața înaintașilor, cinstim efortul meritos al veteranilor noștri, apreciem munca asiduă a tuturor angajaților în economia și sfera socială a urbei noastre și privim cu încredere la tinerii care vor continua să edifice calea europeană a orașului Rezina. Să ne fiți cu toții sănătoși, prosperi și să aveți parte de succese în toate domeniile vieții. Acum încheiem această festivitate solemnă și invităm în scenă Orchestra Tarmis și Valentin Uzun. La mulți ani, Rezina! Multe milenii prospere înainte!